Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Mergem acum la Galați, unde a fost panică într-un bloc de locuințe cu 4 etaje. 10 de oameni s-au autoevacuat după ce a izbucnit un incendiu la etajul al 3-lea al imobilului. Corespondentul nostru, Gabi Vlad, ne spune ce s-a întâmplat acolo. Gabi, bună seara! Bună seara, Maria! Da, panică! Într-un bloc de locuințe cu 4 etaje din Galați, un incendiu se manifesta la etajul 3 al blocului cu degajare mare de fum negru și necăcios. Alertați, pompieri au intervenit cu autoscară, 2 autospeciale cu apă și spumă, autospeciala pentru descarcerare și 2 echipaje smurt. Aproximativ 15 locatari de pe scară s-au auto-evacuat și câțiva au fost auto-evacuați de către pompieri. Aceștia au reușit să localizeze rapid incendiul la nivelul apartamentului și să extragă o butelie cu gaz GPL nebranșată corespunzător și care pierdea gaz înainte ca aceasta să facă explozie. Proprietarul, un bărbat de 56 de ani, a suferit arsuri pe față și mâini și a fost preluat de smurt și dus la spital. Cu câteva minute înainte de a intra în direct, locatarii au primit accesul de la poliție și de la pompieri de a reveni în apartamente. Aceștia au rămas totuși pentru investigații inerente unui astfel de caz. Mulțumesc foarte mult!